Titlul de campion național obținut la finele săptămânii trecute la Târgoviște este primul la copii pentru Codrin Maxim, sportivul secției de lupte greco-romane de la CSC Hlăul. În vârstă de 15 ani, Codrin face de 4 ani și jumătate lupte, iar la naționalele de la Târgoviște a susținut 3 meciuri. A fost grea, a fost concurenți mulți, am avut 3 meciuri, trei adversari de la Botoșani, Constanța și iarăși Botoșani și am bătut pe toți și am ieșit campion în locul 1. Care a fost cel mai greu meci, cel din finală sau și celelalte? Cel din finală a fost cel mai greu. Îl știai pe adversar? Da. Unde mai luptase cu el? La etapa de calificare pentru campionatul național de la Târgoviște. Este cea mai mare performanță realizată de tine la copii? Da. Ce reprezintă pentru tine acest succes? Ce te îndeamnă? Păi, prima dată când ești campion național. Și e și ultimul an de copii al meu. La anul nou nu o să mai particip la copii. Da. O să fiu la cadeți. Cine te-a felicitat pentru acest rezultat? Mulți. Acum am înțeles că mergi la Suceava. E diferit pe echipe? Cum va fi acolo? Va fi aceeași adversar, numai că sunt mai mari, care sunt din alte categorii. Și sunt și care m-a luptat la final acum. Codrin Maxim este elev în clasa 9 la liceul cu program sportiv din Piatra Neamț, instituție care are o colaborare foarte bună cu CSC Hlăul. Luptătorii pietreni au venit cu 3 medalii de la naționalele rezervate copiilor 1, una de aur, una de argint și una de bronz. Sunt rezultate bune pentru noi la secția de lupte și uitați că viitorul, să zicem, cumva este pe mâini bune, deoarece acești copii au obținut locul 1, 2, 3 la campionatele naționale. Ei sper să fie coptați către loturile naționale. Mă bucur de accesiunea lor, fac luptele de mult timp și uitați că rezultatele chiar și la nivelul copiilor au apărut către Clubul Sportiv Ceahlău. Performerii Clubului Sportiv Ceahlău la naționalele de la Târgoviște au fost Codrin Maxim, Raul Irimia și Daniel Potoschi.